bucurăm că ați ales să vizitați obiectivul stația de epurare. Cred că sunteți prima dată într-un astfel de obiectiv. Ceea ce trebuie să înțelegeți voi din această vizită este efortul care se depune ca dintr-o apă murdară, care se generează în urma întreținerii și a tot ce înseamnă să faci curățenie, dintr-o apă murdară să faci apă curată, pe care apoi dacă o evacuezi în râu Arieș, să nu afectăm flora și fauna din râu. Ați văzut destule lucruri mari cu greutate, tot efortul care se depune pentru a face apă curată. Noi, în cadrul laboratorului, facem verificarea acestui proces să vedem dacă el, într-adevăr, își face treaba. Se verifică partea de intrare a apei, după care se verifică pe fluxul tehnologic ca să vedem dacă procesul funcționează și, în final, se verifică apa la ieșirea din stație pentru a vedea dacă, într-adevăr, apa care evacuăm este curată. Deci o să ne jucăm un picuț, o să vă arătăm niște culori frumoase, după care o să vă ducem la microscop, să vedeți la microscop niște bacterii care, de fapt, fac curățenia apei. Aici ne aflăm în sala de cea mai cu greutate sală din laborator de spectrofotometrie. După cum vedeți, avem numai aparate asistate de calculator și bănuiesc că sunteți specialiști în calculatoare. Da? Tot ceea ce se măsoară aici se face la calculator. Noi trebuie doar să facem corect pregătirea, ca după aceea la calculatorul ne spune dacă noi am făcut corect determinarea.